Ce aveți, mă, sunteți obosiți? Lăsați-mă! Instrucție-i mama înțelepciunii, mă, cum spune un mare militar general francez. Dar a dracu de instrucție, șeful! Au zis, cred că nici pușcașii marini nu bagă ca noi. Păi normal, mă, pupoză, că e scafandrii. Păi așa de și liniștiți pe fundul mării și trage pizica de coadă. Drept în mâța de mare. Domn sergent, au aia o viață, nici măcar nu se obosesc să respire. Tu te faci. Da, bă, fraiere, că respiră masca de oxigen pentru ei, ce știi tu? Și nu așa de mișto să stai sub apă, că eu nu înțeleg. E, normal că ție nu-ți convine să stai sub apă, că nu mai ai cum să-ți faci manicură. Ce să vă fac, bă, dacă v-ați băgat la infanterie, rupeți-vă picioarele acum. De ce, domn sergent, noastră nu v-ați băgat tot la infanterie? Eu m-am băgat, bă, eu m-am sacrificat, bă, pentru voi să aibă cine să vă conducă, că sunteți făcuți grămadă. Adică dumneavoastră puteați să fiți ca aia, pușcaș marin? Exact, bă, Gogoașe, puteam să fiu pușcaș marin, bă, să stau acum pe fundul mării liniștit, să-mi beau cafeaua, să mănânc cu icră neagră, să mai desfac o scoică, să o găsesc o perlă pentru iubita mea. Viață, bă! Nu ai cine să stau cu veștea, dar de tine să-mi... Plăcrimezi ochii din două minute. De ce am spus, șeful, că azi n-a scos nicio perlă? Păi nu, că mă ustură numai când te văd. Am ajuns să mă lăcrimez de reflex, mă, ca câinele ăla lui Pavlov. Drept! Pelore pauz, mă! Pelore pauz, mă! Că văd că iar sunteți obosiți. Ce obosiți, șeful? Păi n-ați văzut ce repede să mișcă? E atât de iuții, s-a ridicat și s-a și așezat, dar ochiul dumneavoastră e încet, nu poate să-i urmărească. Ea m-a întrebat ca în filmele alea de comando, ca la Forbrec. Domn comandant, eu nu văd de ce trebuie să alergăm zilnic atâția kilometri. Păi iepuraș, dacă nu vezi bine, du-te la infirmerie. Poate îți dă niște ochelari. Și dacă tot îți îmbunătățești vederea, poate mi-arăți și mie unde este carnea din mâncare, pe care eu ți-o cumpăr lună de lună la bucătărie și nu o văd niciodată în farfurie. Alte întrebări? Bun. Băi, vedeți că am primit un ordin de la NATO în care ni se sugerează să înființăm o echipă de scafandri. Scafandri! Exact. Deoarece România este o țară cu ieșire la mare și în cadrul parteneriatului strategic... Băi, dar ce vă dă ăsta explicații? Ordin, nu-i ordin. Ia zi, care te bagi? Eu, nu! Ba, te bagi! Când a zis domnul comandant să te bagi până și în borta calului. E clar? Vreți ne strici ăsta? Să bagă șeful! Stai liniștit, sergent, că oricum nu este loc pentru toți. Eu iau numai doi. Deci, ia zi, care merge? De asta nu vrei tu să mergi, a? Ia două încoace. Gata, mă, v-ați decis? Gata, șeful, ne-am decis. Cine merge? E, o să vă departajați la bazin. Bă, dar Gogoașe unde e? A, n-a venit de frică, șeful. Știe că n-are tehnica noastră. Ia uitați! Bă, cotolește! Bă, bă, bă! Sper că vă e clar, da? Primii doi care ajung la capătul bazinului... Clar, șeful! Sper că nu trebuie să vă mai întreb dacă știți să notați, nu? Da. Doar sunteți soldați NATO. Sigur, șeful, nu trebuie să mai aici. Până la capătul... Trebuie să știți să notăm. Bă, voi vă bate joc de mine? Da, nu! Sergent, când te-ai rolat în NATO, ce scria pe hârtie aia? Condiție obligatorie să știi să noți! Să... Nu știu ce scria, șef, că nu știam să citesc pe vremea aia. Dar mi-a citit Gogoașe și eu doar am semnat. Idiotule!
Dacă află și fii mei, mă trimit cine știe pe unde, mă. Bine că măcar ești doar tu. Nici eu nu știu să not, șeful. Nici eu, șeful. Eu știu să fac pluta, dar la apă mică. Șeful, bă, nu stați idioților, băgați-vă după șef, că se neacă. Domn sergent, săriți dumneavoastră primul, că sunteți superior. Ce vorbești, mă, adică eu... Normal că sunt superior. Ce, dacă sunt superior, trebuie să sari eu primul. Șeful, cine mi-a făcut sleeping hall-ul ăsta? Uite ce franjuri sunt. Și de... Ia uite-mă, ți-a găurit și dreptul la... Da. Nu te râde, nu mă la mine. Sari după șeful, tu vezi ca să neacă. Dam di 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 du da dam du da du da dam di 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 du da dam du da du da de dam di 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 da. Gata, șefa. Terminată toată. În două ore livrăm marfa exact la adresă. Mă, voi ați nebunit? Vindeți toată carnea unității? Păi n-a spus șefa așa. Am zis, mă, dar măcar pune și voi acolo niște bureți în mâncarea soldatului să simtă și el ceva la măsea. Ai nebunit, vrei să se prindă comandantul că eu-i vând carne? Tâmpitule! Dacă îmi fund carcera din cauza ta, te omor, mă, te omor! O să punem burete, burete, a spus burete punem. Dar auzi, șefa, apropo, când luăm telefonul la mobil, că zici că au nebunit clienți ăștia. Unde s-a mai pomenit dita mai casa de comenzi? Fără telefon mobil. Păi normal, mă. Cine le mai dă lor bunătate de mușchiuleți la jumătate de preț? A? Idioților! Dacă nu era elefantul ăsta să sară în bazin, să scoată toată apa din bazin, mă îndecă, mă! Băi, dacă până la sfârșitul săptămânii nu învăța să notați, adio, armată! O să învățăm să trăiți! O să învățăm! Pomite-mă! Dacă nu o să fim noi cei mai tari la not, șeful, mai tari decât Tarzanul ăla care a jucat el în filmul ăla cu maimuța. Pe cuvânt, dacă nu mă credeți, uite să mă scuipați pe mine în truc. Am înțeles. Asta a fost un avans, nu? Așa, deci, lecția întâi, da? Șeful, eu știu să not, pot să fac altceva? Nu faci altceva, stai aceea și dacă să neacă vreunul. Nu știi niciunul să note, stai aceea să-l ajuți. Domn sergent, dar ne lăsăm noi pe mâna lui Gogoașă? De unde știm noi că este el mare notător? Dacă zice așa numai ca să ne ia locul în echipa de scafandri. Da, 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 corect, că atunci când a sărit în piscină, nici n-a fost nevoie să note. Că a fugit apa când i-a văzut fața asta de hipopotanc. Sunteți toți niște invidioși că eu știu să not, iar voi vă duceți ca toporul la fund. Am auzit eu greșit sau m-ai făcut cumva topor tu pe mine? Nu, șeful, nu pe dumneavoastră, pe ei! Ce, mă? Ce, mă? M-a scus că te întreb, dar tu chiar știi să noți? Ce stil de notă noți? Broască, șeful. M-a întrebat nu ce ești, ce știi să noți? Domn caporal, broască este chiar stil de not, olimpic. Vreți să vă arăt? Ce să-mi arăți, mă? Broască? Na, 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 na. Extraordinar. Așa, și acum să vă dăm cărniță să vă sătura și voi. Dita mai bucata, ne sătui. Ia dă domnișoara să gust din mâncarea aia. Imediat, șef. Roagă-te să găsesc carne, că altfel... Sigur, șeful, ce? N-aveți încredere în mine? N-am înțeles. Imediat, să vedeți aici ce bunătate vă dă fetița. Ia uitați, vedeți? Are și bucăți. Acolo sunt, alea sunt bucățile. Na. Mă, dar
ce e asta, mă? Că n-are niciun gust. Carne de soia, șeful. Da? Știți că eu mă gândesc la colesterolul dumneavoastră. Soia? Mă, asta are gust de burete. Ce amețită sunt! Am uitat, șeful, că am înlocuit carnea aia scârboasă și plină de colesterol cu o delicatese de burete de pădure. Știți că eu țin la imaginea dumneavoastră, nu? Stai, dracu, că tu nu vezi că dai cu apă oi ce vrei să mănânc? Așa, așa, mă urmăriți, da? Și din mâini și din picioare. Și din mâini și din picioare. Faceți exact ca proastă. Bă, gogoașe, tâmpitule, pe două oră facem de pâine aia și de picioare și n-am înaintat nici măcar un centimetru. Păi cum vreți să înaintați, domn sergent, dacă sunteți pe uscat? Bă, tu ne crezi proști sau care e treaba? Păi ce vă vreau ca nu ieși pe uscat, ce aia nu înaintează? Ce vă ăsta impostor, nici de sănate, vă spun eu. Așa, mă? Domn sergent, puneți-l să ne dovedească acum că știe să înoate. Da, băi, înot când vrei tu și în ce apă vrei tu. Să înoi tu. Da, șeful, da. Păi atunci, ia mă, gogoașă. Ia nota și ia mă. Hai. Ia. Aici? Acolo. Păi nu se poate, șeful, să înot în asta. Vedeți că nu știe. V-am zis eu, e impostor, clar. Așa, mă, deci noi ne lăsăm pe mâna ta că știi să noți și tu habar n-ai, mă, nu ești în stare să noți. Păi dacă e zemnic avrul acum, mă, cine să ne aducă el dacă nu știi să noți? Domn sergent, haideți să-l rugăm pe domnul comandant să ne aducă un instructor profesionist, că altfel ne paște civilia. Hai, mă, ajută-i că sunt vai de steaua lor. Eu știu, mă, George, mă, nu că nu vreau, mă, da. Hai, mă, că te cinstesc. Păi, am nevoie de un instructor beton, așa, ca tine. Trebuie să învețe până luni să înoate, mă. Cum, așa de repede? Păi da, mă, că altfel îi paște civilia. Bă, dar al dracu te-ai făcut, mă? Hai, mă, zi o vorbă, te rog eu. Bine, mă, îi ajut, mă. Auzi, dar azi nu pot să stau mai mult de ora 5, știi? Am niște treabă acasă. Bă, am găsit o casă de comenzi beton. Totul la jumătate de preț. Cum, bă? Abar n-am, mă, de-aia mă și grăbesc să ajung acasă. În seara asta mi-aduc comanda. Vă rog să fiți atenți la mine, da? Și foarte atenți la mișcare. Nu că suntem numai oșurești. Asta până nu intră apă în ele. Că dacă prindeți teoria repede și n-ar fi rău că altfel vă paște civilia, trecem și la practică. Adică în bazin. Bă, dar aveți pic de curaj, mă, de demnitate. Vreți să ne facem de râs la domnul patinator aceea? Sistem, mă! Și scoateți-vă naibii colacele astea. A, păi fără colaci, eu nu vreau, că de mie frumă. Nu vreau la apă. Da, ești pe uscat, sergent. Ceau? Ia uite, bă, chiar pe uscat, bă, și nu știu de ce am avut impresia că m-am udat. Domn sergent, păi chiar v-ați udat, să știți. 10 kg de mușchi file. Este. 6 cutii de mazăre fină. Este și aia. Bomboane. Le-am luat de la gogoașă. Ești bun, nenică. Las că dacă ne merge afacerea, îți dau procent. Cremă de ciocolată? Am luat, este aici. Dar u, șefa, să nu umbli la aia din frigider, că e cremă de ghete cu zahăr, am înlocuit-o eu. Auzi, măi, fata, dar de unde ai luat crema asta de ciocolată, că e delicioasă? Ia spuneți, ați înțeles tehnica? Da, să vrei! Am înțeles! Ați înțeles, mă? Da, să vrei! Am înțeles, șef, suntem mai tari ca Johnny Barza Mulerala din... N-ați văzut primul ăla cu pip și cu rahan? Ia să vă, mă, mișcarea, ia! Gata, ajunge! Da, vă rog,
Aoleu, aoleu, ce-am uitat! Domnișoară, domnișoară, fiți drăguță, vă rog, puteți să-mi aduceți comanda la bazinul Colăcelul? Mersi frumos! Vezi, mă, de o jumătate de oră trebuia să fiu acasă. Nu da mai nebunit cu comanda asta ta. Auzi? Când o să vezi ce mi-aduc ea la jumătate de preț, n-ai pe spate în bazin. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți, mă? Da, da, suntem pregătiți. Ce suntem pregătiți? Jos colacele. N-am putea totuși să le ținem pe noi, că poate e prea rece apa și ne mai țin de cald, nu? Da. Hei, jos colacele, n-ați auzit? Auzi, șeful, da, și eu? Și tu, da. Păi atunci eu mă duc până înăuntru să-l dau cu niște săpun pe aici, că s-a înțepenit. Nu știu ce n-ai, parcă-i verigheta după deget, așa nu mai vrea să iasă. Pe cuvânt. Ia stai tu aici. Ia uite. Ai văzut că s-a rezolvat? Mamă, șeful, sunteți mai tare ca săpunul. Și acum... La nu vreau să mor! Sergent! La comanda mea, săriți cu toții în apă. Auziți, dar nu e apa prea rece? Nu. Nici prea udă? Nu. A venit comanda! Iepuraș? Șeful! Îi știi? Nu-i așa că aduc carne super la jumătate de preț? Ia uite ce mușchiuleț. Hai, soldat, pune mâna. Ajută-mă să o duc la mașină. Marfă! Că tu dai carnea unității la... Nu, șeful, știți? Eu, de fapt, nu e! Mamă, tăi! Șeful! Să ieși, mă, să neacă, șeful! Nu așa, mă, tâmpiților, să săriți în apă, să-l scoateți! Ia, ia, sau nu, ia stați așa! Ia uite ce frumos face el Pluta! Ia pe burtă, șeful! E clar, șeful, n-avem curaj! Ce poate să ne facă o amărâtă de apă, hă? Wow! Wow! Cica, cica! Mamă, ce-aș mai salva o pasta! Pleacă de aici, că mă... Băi, să-i salvați-o! Eu o salvez-o! Idioților, n-ați învățat nimic! Eu nu am învățat nimic, șef! N-am învățat nici măcar să notăm! Bă, nu știm să notăm! Ajută-mă! Stai mai aici, mă! Lasă că se descurcă! Ia uite ce valori frumoase fac! Păi, dar Gogoașa unde e? Aaa, n-a venit de frică, șeful! El știe că n-are tehnica noastră... Da, da, mă, da, am crezut că ai zis ceva. Are el, aude el niște voci, are un prieten imaginar. Hai. Are el tehnica lui? Ce stai, Gogoașa? Sar după șeful că te calcă, nu vezi că se neacă! Wow. Ia uite-l, bă! Ce-ați mâncat, șeful? Pește, v-a rămas în gât? Hai, Gogoașa, hai! Să-ți aruncă la afară, mă! Hai, Gogoașa! Nu pot! Dacă nu poți, pune jos, mă, suite până-și dă mâna! Da? Hai, hai! Bravo, George! Pe cuvânt, dacă nu mă credeți, uite să mă scuipați pe mine în truc! Am înțeles. Asta a fost un avans, nu? Foarte bună. Foarte bună. Asta e. Domn sergent, haideți să-l rugăm pe domnul comandant să ne aducă un instructor profesionist, că altfel ne paște civilia. Mă, pupa, să-ți trubezi că ți-ai căzut cheile de la barcă, mă.
Încă o dată asta, dacă vreți. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Nici eu nu știu să not, șeful. Nici eu, șeful. Eu știu să fac pluta. Dar la apă mică. Ce tâmpit ești. Mă, o replică. S-a concentrat la tine, Bogdane. Pastrofu, mi-a ieșit în gură. Șeful m-a pus să sacrifice el pe floar, să vor. Ia uitați-vă la Dan. Dan are freza, uite.